Bun găsit! Gingivita de sarcină este o afecțiune orală cu care viitoarele mămici se pot confrunta. De aceea este necesar ca acestea să cunoască care sunt pașii de urmat. Gingivita este o afecțiune cu care ne putem confrunta cu toții și pe care de cele mai multe ori nu o observăm încă de la apariția sa. Deși gingivita nu este o afecțiune gravă, atunci când nu este tratată la timp, aceasta poate duce la complicații. Femeile însărcinate, în momentul în care apare gingivita la nivelul țesuturilor, prezintă sângerări gingivale la periaj. Gingia va căpăta o culoare roșie-violacee, nu mai are acel roz palid. Gingia poate să desprindă de la nivelul dintelui, să fie mai mobilă, deplasată de acolo și să fie moale și lucioasă. Nu mai are acel aspect de coajă de portocală. În anumite situații mult mai grave se poate descrie chiar o tumoră de sarcină, care este practic un angiogranulom, o inflamație foarte mare la nivelul unei papile, ceea ce le sperie foarte tare. Cauza principală pentru care apare gingivita de sarcină se descrie a fi partea hormonală, care modifică reactivitatea țesuturilor la nivelul plăcii bacteriene. Totodată și aici vorbim de aceeași placă bacteriană în urma unei igiene defectuoase făcută de către paciente. De asemenea, dacă ele fumează sau depun tartru, toate aceste bacterii vor duce la o gingivită și chiar la o parodontită. În primul rând, pacientele trebuie să vină să o diagnosticăm. Ele trebuie să realizeze un periaj cât se poate de bun acasă și să facem în cabinet acel detartraj prin care îndepărtăm tartrul și placa bacteriană. De asemenea, ele vor putea primi tratament local cu anumite soluții, cu anumite colutorii, pentru a le ajuta să treacă mai ușor peste această etapă. Pe lângă semnele pe care pacientele le pot resimți la nivel local, la nivelul gingiei, de a fi inflamată, de a sângera, din păcate, această gingivită poate să aibă și ceva efecte asupra fătului, cum ar fi o naștere prematură sau poate să apară un avort spontan, preeclampsie sau în momentul în care vor naște, copilul să aibă o greutate mai mică la naștere. Pacientele însărcinate pot veni oricând în timpul sarcinii în cabinet. În principiu, tratamentele dentare ar trebui evitate în primul trimestru de sarcină, când are loc organogeneza, dar se pot efectua tratamente în al doilea și al treilea trimestru de sarcină. Radiografiile ar fi bine să fie evitate pe tot parcursul sarcinii, dar pot fi în cazuri extreme, în cazul durerilor dentare sau în cazul infecțiilor, pot fi efectuate în al doilea trimestru, bineînțeles cu doar protejate de acel șorț de plumb. Se pot face căriuțe, se pot realiza tratamente de canal, dar ar fi bine ca toate tratamentele complexe să fie lăsate după ce nasc, pentru a fi făcute în siguranță. Dentiția la copii reprezintă un subiect de interes pentru toți părinții care își doresc ca zâmbetul micuților lor să fie întotdeauna sănătos. Atât îngrijirea dinților de lapte, cât și a celor permanenți, reprezintă un pas foarte important pe drumul către zâmbetul perfect al micuțului tău. Dinții copilului nostru sunt foarte importanți pentru o dezvoltare sănătoasă. Aceștia se cariază din cauza că nu respectăm o igienă riguroasă, o alimentație bogată și vizite regulate la medicul stomatolog. Primele semne ale cariei dentare la dinții de lapte sunt acele pete albicioase cretoase. Ulterior, ele devin maroni și după se pierde deja cantitate de smalț din dinte. Dinții de lapte sunt foarte importanți pentru copilul nostru să se dezvolte sănătos. Dacă ei sunt afectați, nu se mai poate dezvolta copilul. În plus, ei pot pune în pericol și dezvoltarea dinților permanenți. Tratamentele sunt multiple, începând de la florizări, încât să prevenim apariția cariei dentare, și putem să mergem până la refacerea coronară a dinților cu coroane dentare. În primul și în primul rând, trebuie să avem o rutină zilnică a periajului dentar de dimineață și seara, efectuat corect. Nu este de ajuns doar să spălăm dinții, trebuie să-i spălăm și corect. În al doilea rând, trebuie să avem o alimentație bogată și echilibrată în fructe și legume, consumând doar o dată pe zi cel mult o gustare dulce, și să menținem regulat un control la medicul pedodont. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro.
Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist. Bun!